It's ok, e momentul meu să strălucesc, așa că let's go. Nu este pe măsura așteptărilor. Odată cu pandemia, odată ce a început pandemia, lucrurile s-au înrăutățit pentru femei. Și multe lucruri, de exemplu munca domestică, este de cele mai multe ori performată de femei și atunci totul s-a înrăutățit pentru noi în perioada aceasta. În această perioadă s-a înmulțit numărul femeilor rămase fără loc de muncă. Au crescut și cazurile de violență domestică. Ok, deci cum ați citit foarte bine, am apărut la televizor, pe ProTV și cred că în mai multe părți, dar ProTV e destul de mare, I say. Și da, am apărut la televizor. Salutare dragilor și dragilor și bine ați venit la un nou episod. Eu sunt Patty și azi o să am un episod în care îl împart în două și o să vorbesc în prima parte despre ce s-a întâmplat în 8 martie, despre feminism, pentru că despre asta e canalul meu. Și în a doua parte o să vă arăt o rețetă vegană, pentru că v-am obișnuit cu rețete vegane, și o să fie vorba despre icre false, pe care se fac foarte ușor și sunt foarte gustoase și de foarte multe ori, eu prima oară când am mâncat nici mi-am dat seama că sunt icre vegane, pentru că au gustul ăla foarte bun. Ok, episodul ăsta este foarte mult, se axează pe 8 martie, ce s-a întâmplat de 8 martie și cam ce înseamnă în România și cât de important este lupta pentru solidaritate, pentru că dacă lucrurile ar fi roz, n-aș mai face episodul ăsta și n-aș mai avea canalul ăsta, dar pentru că lucrurile nu stau atât de roz pe cât par, am să vă zic pe scurt ce s-a întâmplat de 8 martie. Anul ăsta, de 8 martie, au avut loc mai multe proteste, manifestații, evenimente care s-au petrecut online, discuții, concert cu Sofia Zadar și în offline au avut loc flashmob-uri sau proteste în București, Cluj și Iași. Eu, de exemplu, am apărut la Cluj, la flashmob. Flashmob este această chestie în care ne-am întâlnit și am avut un cântecel punk feminist pe care probabil o să-l auziți pe parcursul episodului, pentru că it's so good. Manifestul marchează, în primul rând, toate temele despre care s-a vorbit de 8 martie, cum ar fi, de exemplu, muncă, locuire, sănătate și violență. Și toate lucrurile astea au fost puse și închegate într-un manifest de activiste feministe care au colaborat cu alte grupuri pe temele pe care le-am menționat, muncă, violență, locuire și sănătate. Și grupurile acestea au avut și revendicări și grupurile și activistele au avut diferite revendicări pe aceste subteme care sunt foarte... pe care găsiți mai multe detalii în link. Dar, ca idee, lucrurile, cum ziceam, nu sunt atât de roz. De exemplu, la Cluj s-a focusat foarte mult pe situația de austeritate și pe locuințe. De ce? Pentru că în Cluj, de exemplu, avem această zonă Patarât, care merită cercetată și merită un video separat. Dar ce pot să vă zic pe scurt e că în 17 decembrie, în 2010, cred, a fost data în care au fost evacuate mai multe familii de pe Coastei, în timp de noapte, iarna, cum ziceam, au venit poliția și i-au evacuat. Deci primăria Clujului este destul de rasistă. Și nu oferă locuințe sociale și da, pentru că, de exemplu, la ProTV m-au întrebat ăștia că ce fac aici și au pus doar o parte. Basically le-am zis că am venit aici pentru drepturile femeilor, care în continuare sunt încălcate și nu sunt facilitate revendicările noastre. Și atunci am zis că, de exemplu, suntem aici în stradă nu doar pentru cele pe care le vedeți aici, ci și pentru femeile rome, femeile trans, femeile queer, persoane non-binare, persoane cu dizabilități și, da, de exemplu, cum ziceam, în Patarât
au fost duse familii care locuiesc în continuare acolo într-un mediu foarte toxic și greu de cele mai multe ori pică pe femeile rome, pentru că ele sunt cele care performează munca domestică. La fel cum ați auzit și în materialul Pro TV, văd că partea aia l-a plăcut, în rest oricam tăiat ce am zis. Am zis cam tot ce mi-a venit acolo, dar până la urmă toate aceste chestii nu au venit în neant, mișcările astea, ci pentru că în pandemia COVID s-au înrăutățit foarte multe lucruri, în special pentru femei și persoane non-binare, pentru că, de exemplu, una dintre chestii este că foarte multe dintre femei au fost închise în casă cu agresorul și atunci cazurile de violență în România au crescut semnificativ, plus cazurile de șomaj, femeile sunt mai afectate de șomaj, pentru că munca lor este prospătită, este feminizată, munca domestică revine lor și atunci n-au timp să facă toate astea. Și toate astea, din nou, nu se întâmplă neant, se întâmplă într-un sistem capitalist care facilitează tot felul de disruperi. Și atunci și pandemia și sistemul presează foarte tare umerii femeilor și persoanelor non-binare. Deci cam asta s-a întâmplat. Da, deci să nu uităm că 8 martie în sine are diferite nuanțe și nu este o zi în care se primesc flori, este o zi în care se luptă pentru drepturi. Așa, acolo și are originea sărbătoare. Au fost niște femei care s-au revoltat pentru că n-aveau drept la muncă, n-aveau tot felul de... sufereau tot felul de inegalități și atunci s-au unit și au făcut manifestații publice care au dus mai departe. Puteți să căutați asta, dar am și în link mai multe lucruri de genul acesta. Plus, puteți să auziți în episodul Contrasens care a fost postat ieri. Și acolo sunt foarte multe chestii detaliate de care vreți să auziți. Și de atunci, în continuare, se luptă pentru aceste drepturi care, în continuare, nu sunt acolo, nu sunt facilitate. Sunt foarte multe probleme, foarte puține rezolvări, foarte puțin dialog cu statul, între stat și activiste. Și da, aș încheia prin a zice că mulțumesc, de exemplu, hashtag-ul acesta, mulțumesc pentru flori, pe care probabil că l-ați văzut circulând în online, este o umbrelă pentru ceea ce revendică feministele și pentru faptul că, de exemplu, o floare nu înlocuiește politicile sociale, cu o floare nu se face primăvară, cu o floare nu se uită o palmă dată și, din nou, florile nu sunt de ajuns, ci e nevoie de respect, solidaritate și da, și stoparea actelor de violență. Cam astea ar fi. Și în a doua parte, cu rețeta vegană, puteți să vedeți că n-aveți voie de foarte multe lucruri decât de un fel de aparat care să vă facă migdalele ca un fel de pudră. Și odată ce aveți această mașinărie și migdale, puteți să faceți singuri tot felul de nebunii. De exemplu, rețeta asta este cu sare, cu ulei, foarte mult ulei pentru că, de exemplu, praful acesta de migdale este foarte sec și atunci este nevoie în continuare să tot adăugați ulei, sare și așa mai departe și, bineînțeles, să condimentați după preferințe. Dar rețetele vegane sunt foarte bune. Mâncarea vegană e foarte bună, în special pentru cei care vreau să facă pasul ăsta. Eu tot timpul sunt pentru, însă niciodată nu am să forțez pe cineva să devină vegan, mai ales pentru că în foarte multe comunități indigene lucrul acesta este imposibil sau pentru oamenii din medii defavorizate. Dar canalul meu este aici, pentru resurse feministe, vegane și tot ce vreți. Cam asta e cu importanța lui 8 martie și bineînțeles că nu se oprește aici, de exemplu, de pe 8 martie până pe 8 aprilie este luna feministă romă, în care puteți să aflați mai multe despre feminismul rom și cât de important este. Și acum că am scăpat de mai multe nelămuriri, da, știu că unele informații sunt mai greu de digerat, dar canalul meu
el aici nu ca să fie super faimos peste noapte, ci este aici pentru a da mai departe niște informații și resurse pe care eu la un moment dat am intrat în contact cu el și am simțit nevoia să-l dau mai departe, drept canalul meu care există aici. Și da, asta o fac de plăcere, nu o fac pentru altceva. Și ca la fiecare episod vreau să le mulțumesc oamenilor de pe Patreon care în continuare mă susțin și că sunt mereu acolo. Nu uitați, dacă simțiți nevoia să mă sprijiniți, puteți fie moral, fie monetar, să donați pe Patreon sau pe LiberaPay. Sper că v-a plăcut și ne reauzim la următorul video, ce-o fi ala, video eseu sau... Și înainte să încheie episodul, vreau să zic că pregătesc un video eseu foarte juicy și că o să apară, dar nu uitați să susțineți în continuare comunitățile și activistele feministe și să fiți alături în această luptă pentru emancipare și drepturi.